Omul îmbunătățit. Ei, ce imagine frumoasă, omul îmbunătățit. Câți dintre mirenii noștri mai știu asta ce înseamnă omul îmbunătățit? Ei, ascorenii știu. Și probabil că fiecare din ei țintește pe acest drum către desăvârșire, către îmbunătățire și la sfârșitul drumului către mântuire. Bucuria mea este foarte mare când mă găsesc între ei. Când îl ating pe unul din ei, când îmi dă mâna unul din ei, când îi îmbrățișez, simt un fel de comuniune pe care nu prea mai simțim ades în lumea noastră, care se înstrăinează. Cuvântul acela, alienare, n-a fost întâmplător ales. Alienarea înseamnă, pe de o parte, înstrăinare a omului față de om, dar, după părerea mea, conține în ea și celălalt sens al alienării, adică un pic de deranjament psihic, să zicem, nu chiar mental, că e puțin. Deci, lipsa de comuniune se datorează unei anomalii a spiritului nostru. Anomalia societății contemporane. Lumea contemporană. Din ce se compune lumea contemporană? Din persoane care aleargă, în general, nebunește după câștig material, după lucrurile lumii acestea, după bunuri perisabile, pe care furiile fură și rugina le ruginește și molile le mănâncă, nu spunea Mântuitor, și care au pierdut legătura aceea care unea pe omul cel vechi cu Dumnezeu. Acum câteva vreme, acum câteva luni, ne-am ținut o mică conferință la o Academie a Oamenilor de Știință, altă Academie de Ectana noastră. Și mi s-a cerut să vorbesc despre personalitatea lumea contemporană. Au rămas toți foarte dezamăgiți, fiindcă finalul meu era foarte trist în ceea ce privește viitorul lumii contemporane. Cei mai mulți din oamenii aceia de știință erau informaticieni, erau așa niște persoane care lucrau cu tot felul de instrumentar tehnologic fantastic, toți visau roboți. Eu am îndrăznit să spun așa cu un glas cam timid că aceste lucruri sunt înstrăinătoare, din ce în ce mai înstrăinătoare de noi înșine. Pentru că s-a întâmplat în cursul istoriei un fenomen care își are consecințele astăzi și poate le va avea din nefericire și în viitor. Și mă gândesc, după apariția creștinismului, ce admirabile trăiri, Mântuitorul fusese aproape, apostolii fusese aproape. Entuziasmul în sensul acela greșesc, fervoarea aceea, pasiunea aceea cu care martirii mergeau la moarte, dragostea cu care se îmbrățișau în comunitățile creștine, era un semn al, firește, a ceva foarte nou în lumea aceea păgână. Și a mers așa, și au apărut încă în antichitate, în primele secole ale mileniului nostru, au apărut părinții bisericii care au fixat splendorile credinței noastre, au format, ca să zic așa, nucleul acelui homo religiosus pe care l-a produs creștinismul. Au trăit părinții bisericii în secolele 3 și 4. Ce lucruri ne-au rămas de la ei, ce lucruri admirabile. Tot evul mediu a fost pătruns de acest spirit. Între noi, între fiecare din oameni și Dumnezeu, era, cum am spus eu, un unghi. Între fiecare din oameni și Dumnezeu. La capătul drumului era Domnul. Dar omul se simțea legat de cel de sus. Trăia pentru cel de sus. Trăia pentru mântuirea lui și a celor din jur. Educația era frumoasă, familia creștea într-un anume spirit. A venit renașterea. Renașterea a adus prima schimbare a relației între om și cei de sus. Eu am făcut foarte mult de renaștere. Dacă ar fi să o mai acum la bătrânețe cu ceea ce știu acum și cu ceea ce cred acum, aș vedea altfel. De fapt, la ei a început, aș zice, pozitivismul, într-un anume fel. Sau, chiar mai rău decât atât, artistul și umanistul renașterii, influențat foarte mult de antichitatea pe care o redezgropa,
se simțea pe sine cumva emul al Domnului. Se simțea creator. Și eu ziceam așa, vor să fie niște sfere mici, sfera cea mare, care e creatorul. De aceea genialitățile acelea nefericite, pentru că au fost niște genii profund nefericite. Chiar dacă ei se inspirau continuu din viața Domnului, de pildă, gândiți-vă la cina cea de taină a lui Leonardo, care este a fost o splendoare. E continuu o reparație. De atâtea sute de ani, n-a izbutit să prindă. El făcea niște lucruri foarte ciudate la vremea aceea. El știa de toate, el vroia să facă de toate, se simțea atât de universal cunoscător. Ah, cunoașterea aceasta și limitele ei pe care trebuie să le știm. Cunoașterea care l-a pierdut pe Lucifer, nu? E bine, după renaștere s-a mers mai departe și a crescut în oameni, în personalitatea umană, să zicem așa, pe de o parte dorința de cunoaștere și pe de alta scepticismul față de viața spirituală, de necesitățile vieții spirituale. Bineînțeles, francezii au fost, din nefericire, cei de întâi care au laicizat spiritul. Revoluțiile au răsturnat orânduiri, revoluțiile au ucis mii de oameni, au contestat, cum bine știm, nu? Zeița era zeița rațiunii, făcută statuie, pusă așa mai departe, ghilotina zi și noapte ucidea. Iluminismul, cum e numită filosofia luminilor, adică a acelor savanți din secolul XVIII, între care intrau elast și preoți, abatele Bussy, abatele Cutare și mai departe, aceia erau niște sceptici sau în cel mai bun caz deiști, adică credeau într-un Dumnezeu undeva acolo, undeva ascuns, un Deus ociosus, un Dumnezeu obosit și care nu mai intervine în viața oamenilor. Secolul XVIII, secolul luminilor, a fost pentru spirit destructiv, pentru că acei luminiști, adică Diderot, D'Alembert, toată, și Voltaire, toată filosofia lor a fost una de, nu de negare directă, de ironie, de creșterea scepticismului și de încredere crescândă în ceea ce însemna rațiunea umană. Și a venit secolul XIX. E adevărat că secolul XIX a început parțial cu o reîntoarcere la Evul Mediu. Chateaubriand a scris Le Martiri, Le Génie du Christianisme, etc. Au fost câțiva germani, cum e Clemens Brentano și așa, care au trecut din nou la... Erau protestanți sau atei sau așa, au crescut, au trecut din nou la religie. Dar finalul secolului XIX a fost un final pozitivist. A înflorit filosofia pozitivistă. Auguste Comte și tot ceea ce a fost în jurul lui. De la științele exacte până la științele noastre, dacă să spune, filologice. Totul a păstrat pecetea pozitivismului. Totul este materie și de aici, de la pozitivism, s-a trecut la materialism. Totul este materie, materia însă și are viața ei, se naște de la sine, etc. Bun, nu se mai preocupă decât de experiență, de experiment, adică de ceea ce este funcțional. De ceea ce cade sub simțuri. Asta interesa. Cu secolul 20 suntem și mai rău. Secolul 20 este secolul descoperirilor uriașe, care trebuiau să fie niște descoperiri extraordinare de utile pentru om. Aici intervine marea și grava problemă atât de dezbătută a liberului arbitru. Libertatea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Dumnezeu ne-a dat harul de a descoperi un lucru și opțiunea noastră a libertății noastre absolute pe care El ne-a lăsat-o merge către îndreptarea acelei descoperiri spre negativ. Gândiți-vă numai la bietul Nobel, mereu îl pomenesc, care a descoperit dinamita. Era pentru el, era la vremea aia, un lucru foarte interesant. Se puteau muta din loc munții, se puteau detona stâncile care, știu eu, barau drumurile. Și ce a ajuns dinamita? Instrument de ucidere. Și bietul Nobel a făcut, ca să-și spele păcatele, a fondat celebrul premiu Nobel. De durere că și-a văzut
așa de pervertită descoperire. Familia Curie, cu câte sacrificii, cu câtă suferință, a descoperit puterea atomului. Au lucrat și a noștri, Coria Hulbei, a lucrat cu familia Curie, a lucrat și domnișoara Mărăcineanu cu ei. Deci am avut și noi câțiva savanți celebri pe care Europa i-a recunoscut ca atare. E bine, ce a ajuns atomul? Atomul care se presupunea că va fi, știu eu, începutul unei alte ere, că omul se va servi atât de nobil și atât de util de acest instrument pe care îi punea Dumnezeu la această descoperire dumneavoastră la dispoziție. Și ce a ajuns energia atomică? Instrument de ucidere. Și ce ucidere? Ce ucidere în masă? Ca să nu vorbim decât de Japonia, nu mai vorbim de celelalte mai recente, care se pare că sunt amestecate și cu ceva energie atomică. Și acum nebunia tehnologică și nebunia chimică și fizică și așa mai departe. Și acum începem să umblăm cu niște treburi de-a dreptul luciferice. Clonarea, fertilizarea in vitro și atâtea năzdrăvânii, și vor fi din ce în ce mai multe, sunt convins de treaba asta, pentru că descoperim lucrul cel bun și îl transformăm imediat în arma răului. Cine face asta? Personalitatea noastră. Personalitatea noastră modernă, atât de cunoscătoare, care își lărgește fără limite marginile cunoașterii. Crede în cunoașterea aceasta rațională. Vedeți noastră? Cunoașterea rațională. Foarte bună. Excelentă. Ne-a dat-o Dumnezeu. Inteligibilul, se pare că între ei este chiar Mântuitorul, inteligibilul. Dar ce facem noi cu el? Ruinăm. Și unde mergem? Construim roboți ca să înlocuim omul. Ca să luăm de pe umerii lui munca. Ca să satisfacem și curiozitatea noastră, care uneori și ea e luciferică. Și despre ce crede omul acesta modern, personalitatea aceasta modernă, în ce crede în afară de rațiunea sa? Cred că, îndrăznesc să spun că aproape nimic. În ceea ce privește viața spirituală, acest om contemporan este în cel mai bun caz sceptic, indiferent. Am văzut savanți care nu credeau decât în descoperirile lor. Evident că le vorbeau despre nașterea materii, vorba aia, de generație spontanee, dar din când în când și când un savant care spune, precum Einstein, că a descoperit pe Dumnezeu lucrând la marile lui descoperiri. Am apăsat mereu pe cunoașterea rațională și am spus că a te confina, a te limita granițele cunoașterii raționale este o imensă eroare. Rațiunea noastră poate percepe până la un punct. Ceea ce este deasupra noastră este mult mai important. Și aș lega minunea de revelație, adică de ceea ce depășește cunoașterea rațională. Se spune undeva în Cărțile Sfinte că minunea biruie și că Dumnezeu biruie, când vrea să facă o minune, biruie rânduiala firii. Deci Dumnezeu poate schimba orice, dincolo de sărmana noastră rațiune orgolioasă și ridicolă. Și aș vrea să spun că toată frumusețea și tot adevărul creștinismului se întemeiază totuși pe revelație, pe minune. Adică eu aș trage, nu chiar o linie de egalitate, un semn de egalitate, dar oricum socot că e foarte apropiată minunea, sau minunea este unul din efectele revelației. Și în condițiile acestea, în care cunoașterea noastră rațională nu mai ajunge și nu o să ajungă niciodată decât la dezastru, pentru că gândiți-vă dumneavoastră, lucrurile se pot întoarce împotriva noastră,
se întorc împotriva noastră. Ce facem noi cu cunoașterea rațională se întoarce împotriva noastră și ucide. Ceea ce face revelația, salvează, mântuiește.